Stăpânii câinilor de rasă comună care au domiciliul în Zalău pot primi subvenții pentru sterilizarea patrupedelor dacă depun o cerere însoțită de alte câteva acte la sediul primăriei Zalău. Consiliul Local al Municipiului Zalău a aprobat subvenționarea sterilizării câinilor de rasă comună care au stăpân pe teritoriul Municipiului Zalău, o subvenție de care pot beneficia persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau reședința pe raza Municipiului Zalău și care dețin unul sau mai mulți câini de rasă comună, microcipați și înregistrați conform Ordinului ANSVSA numărul 1/2014, pentru aprobarea normelor metodologice privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân. În acest sens, se pot depune cereri la Centrul de Relații cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, piața Iuliu Maniu numărul 3, camera 4, însoțită de carnetul de sănătate al câinelui, precum și o copie după actul de identitate sau certificatul de înregistrare fiscală al proprietarului, după caz. Stăpânii patrupedelor trebuie să știe că sterilizarea câinilor este obligatorie, iar nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei.